Haideți să vă arătăm cum arată distribuție la un motor de 110.000 de kilometri la motor M20. În momentul de față încă nu este detenționat întinzătorul, dar cam așa începe să facă primele semne ale unei distribuții care începe să ducă, începe să aibă joc. Iar patina asta de aici începe să se rupă și să facă joc mult mai mare. Asta este o lucrare de prevenție. În momentul de față putea să mai meargă vreo 30.000 de kilometri cu ea, dar clientul este foarte pasionat, excentric, să zic așa, și a vrut să fie sigur că nu întâmpină vreo problemă în viitor apropiat. În momentul de față scoatem fluidele din mașină, din motor, și rămâne să vedem după aceea, după ce demontăm distribuția, cum arată tot kitul, cu tot kitul de la pompa de ulei. Gata, Ivane? Da. Hai că și-a rădâit. Cât ai scos din ea? 3 litri. 3 litri? Nu, mai mult. Înțeles. Dacă aveți întrebări, puteți posta aici. Cam așa arată un banc. O trusă de sculă la noi în atelier pentru prietenii care au spus că lucrăm cu scule rupte, dacă mai țineți minte, acea cheie de la Facom. Dar na, fiecare cu experiența lui. Pentru cine nu cunoaște, astea sunt injectoarele, sunt injectoare de la Bosch, sunt injecție, motorul acesta are injecție directă. Aici intră acele bobine, bujia este în capăt în cazul în care se vede, vor fi scoase și ele. Pompa de combustibil intră aici. Asta este o țeavă de alimentare cu ulei, porează practic ulei, aruncă pe axă. Uitați cât de curat arată motorul ăsta la 110.000 de kilometri. Asta este țeava de combustibil. Vacuum. Haideți să vă arăt ceva interesant. Acestea sunt bobine OE. Am mai postat noi acum 3 luni de zile acest subiect. Bobinele OE față de cele aftermarket, care sunt făcute tot de Delphi. Așa, se vede aici Delphi. Diferența între cele BMW și cele after este că capătul acesta, hai să spunem, bucățica asta de plastic albă, la cele aftermarket este neagră. Deci dacă aveți BMW și vă luați bobine, să înțelegeți de ce dați 100 de lei în plus pe bobină, pe bucată, față de cât ar fi un aftermarket. Pompa de vacuum, care arată binișor. În mod normal, la N20 până în 2013, care are vacuumatic, aceste pompe de obicei mai scapă ulei și înfundă furtunele de vacuum care duc în turbină. Înfundându-le, turbina nu mai funcționează, îți dă mixed air fuel și așa mai departe. Haideți să vă arătăm ceva interesant. Aline, salută lumea! Mașina prietenului nostru, 370 de cai aproape în momentul de față și 600 newton. Evacuare custom făcută de mine. secunde, 0 la 100 pe ud. Putea să scoată mai bine, dar Sandu, l-ai găsit aur, mă? Hă? Da, nu știu ce, dar n-am.
folosim doar piese originale BMW. La cererea clientului putem pune, bineînțeles, și aftermarket, dar prima recomandare în acest serviciu este să folosim originale, tocmai pentru a garanta calitatea lucrării. Un capac de la M20 cu garnitură, garnitura arată foarte bine. Hai să vă arăt o pompă de benzină, aceasta este. Pentru cei care aveți probleme cu pompa de benzină, asta este pompa de benzină generație, prima generație, are un astfel de conector. În cazul în care vreți să schimbați, cele care vin noi acum după 2015 are un conector pe oval, nu este pe pătrat jos. Îi faci masaj cardiac? Ce verificăm aici? E greu. Să vedem dacă revine unde trebuie. Aici avem un 640 la revizie, mentenanță, o mașină foarte îngrijită, o culoare care costă de multe ori cât un BMW F10 second hand din 2012. Această culoare este mată. Ultima dată era 8000 de euro pe când a fost mașina asta în producție, prima dată în 2012. Alex, văd că te uiți și tu la acest live. Arată mai bine mașina ta la motor decât arată acesta pe care l-avem demontat acum, doar că probabil n-a avut acelea schimburi de ulei pe care le făceai tu la 10.000 de km. Clienții B-Force la fiecare revizie beneficiază și de o curățare compartiment motor. Mașina pleacă nu doar cu fluidele schimbate, ci și curățată în compartiment, tocmai pentru a vedea exact dacă s-a lucrat cum trebuie, să nu avem probleme, să nu lăsăm pete de ulei și așa mai departe. Aline, te salută Alex de la Sălaj. Salut, salut, Alex! De 3 litri, cum ar trebui să audă multe evacuări. La 206.000, mașina asta avea cu zineții mai curaj decât i-am fi pus noi de fabrică.
Toate mașinile care intră la Before Service, la fiecare revizie, bineînțeles, vor avea numărul de kilometri și, pe, și data la care a fost făcută revizia. Asta ar fi ușor de urmărit, ori de câte ori clientul o să deschide să-și pună lichid de parbriz, de exemplu, dacă vrea să facă revizia mai devreme decât cere mașina. Cu asta închidem. O zi bună, pe zi, mai bine!